Incendiu de proporții la un serviciu auto din Craiova. Flăcările au cuprins rapid clădirea și au cuprins și două autoturisme. Unul dintre ele a fost distrus în totalitate, iar celălalt în proporție de 50%. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au stins incendiul care amenința să se extindă și la locuințele învecinate. Incendiul a avut loc la un service auto din municipiul Craiova. Pompierii au intervenit la fața locului cu mai multe autospeciale. Se intervine la un incendiu service auto în municipiul Craiova, strada Bariera Vâlcii. Se intervine cu 5 autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, cu pericol de propagare la clădirile învecinate, a spus Florin Cocoșilă, purtător de cuvânt ISU Dolj. Incendiul a fost lichidat de pompieri iar acum se fac verificări pentru a se stabili cu exactitate care au fost cauzele care au dus la izbucnirea flăcărilor. Pagubele materiale sunt destul de mari, însă din fericire nimeni nu a fost rănit în urma incendiului violent.